Sâmbătă de 1 martie, primarul municipiului Pitești, Tudor Pendiuc, a respectat tradiția de ani de zile a municipalității și a ieșit pe strada mare, în jurul prânzului, pentru a împărți mărțișoare doamnelor și domnișoarelor aflate în trecere prin piața primăriei. Da, este un obicei al nostru care s-a transformat, iată, în tradiție și ne face mare plăcere ca de 1 martie să oferim aici, în fața primăriei, cât un mărțișor. Un mărțișor care să aducă bucurie, care să însemne din partea noastră un dar, semnal unei primăveri frumoase. Avem peste 500 de mărțișoare și oamenii se bucură, și bărbații, și femeile, și domnișoarele, și domnii, pentru aceste momente plăcute. Să înțelegem, în casă toată ziua aveți împărțit mărțișoare. Atâtea câte avem mărțișoare, atâtea câte avem și ne bucurăm. Este o plăcere a noastră. Până la urmă este o preocupare a noastră să aducem cu orice ocazie un plic de bucurie. Ce spun doamnele și domnișoarele? Sigur, sunt încântate, unele sunt surprinse, dar cred că toate le primesc cu bucurie și cu mare plăcere. Ce le doriți în acest moment? Le doresc să fie sănătoase, le doresc să aibă griji cât mai puține și bucurii cât mai multe alături de cei dragi, cei apropiați, și să primească nu numai de 1 martie, ci cu toate ocaziile bucurii din partea noastră a tuturor. Sute de doamne și domnișoare au primit în semnele primăverii, iar unele au stat chiar la coadă să obțină mărțișoare. Câteva doamne au ținut să-l și pupe pe primarul orașului nostru pentru gestul făcut, și anume acela de a împărți mărțișoare. Dulce. Așa, e primarul nostru, respectăm, ne face plăcere, e din suflet și ce să vă mai spun? Mereu alături de oameni. Să-i dea Dumnezeu sănătate și eu sunt mulțumită. Eu sunt mulțumită. De sărbători am mâncat sarmale aici și nu că nu aveam acasă, dar știți, eram aici și să ne mai relaxăm, să ne plimbăm. Și când am trecut, zic, haideți că domn primar e plăcerea dânsului, așa și cu mărțișoarele. Dacă s-a întâmplat, îi mulțumim din suflet, să-i ție Dumnezeu obiceiul, sănătate și o primăvară frumoasă la toată lumea. Da, alături de oameni, de tineri, de pensionari, să aibă grijă de noi. Da, foarte frumos din partea lui. Da. Avem un primar foarte bun și ne mândrim cu el. În zile să pun, nu pot să dau. Eu îl admir și îl iubesc foarte mult. În numai o oră au fost împărțite peste 500 de mărțișoare de către edilul Tudor Pendiuc.